Romanian Science Festival se întoarce în Argeș între 13 și 16 septembrie cu cea mai mare ediție de până acum. Festivalul a fost în premieră într-o zonă rurală și anume în localitatea Rucăr. Profesorii și elevii, părinții și curioșii au participat la o serie de evenimente care promovează educația științelor prin metode non-formale și prin implicarea diasporei academice. La liceul Victor Slăvescu din Rucăr, școlarii au fost curioși de ceea ce s-a întâmplat la atelierele de științe organizate de voluntari. Ce învățăm noi aici? Bună ziua, aici sunteți la domeniul nostru de robotică, unde anul acesta avem o nouă temă, tema sustenabilitatea ambinată cu robotica, pentru că decât noi, tinerii, cine mai poate să mai salveze planeta? Noi suntem mișcarea, astfel că încercăm să le explicăm copiilor un concept super tare, despre cum putem să facem din absolut orice un roboțel, cum putem să creăm idei noi, cum putem să le dăm start și aripi copiilor noștri, pentru că de foarte multe ori ne-am întâlnit cu ideea, nu putem să construim o idee, un roboțel, un prototip, pentru că nu avem suficienți bani sau nu avem nu știu ce cabluri. E bine, noi încercăm astăzi acum să le dăm copiilor că se poate. Prin ajutorul unui scanner implementat în camera telefonului, putem copia mult mai ușor informația scrisă de mână, pentru o prezentare PowerPoint pe laptop. Așadar, tot ce am scris de mână pot transpune în... Mult mai simplu, fără ajutor de unul singur, poți face acest lucru, durează mult mai puțin cu ajutorul scannerului implementat în camera telefonului. Sunt foarte bune și ele ar trebui, de fapt, să fie bazele azotate din ADN. Ne-am gândit noi să facem un fel de machetă din jeleuri, o puteți vedea acolo, este un model. Și, în principiu, vrem să le arătăm copiilor cum arată o moleculă de ADN și cum poate să o construiască. Deci tot un stand de biologie, până la urmă. Da, suntem aici la standul de genetică. Ne uităm la bacterii fluorescente. Ce o să facem aici e să le arătăm copiilor cum arată bacteriile sub microscop și le vom arăta pe scurt cum funcționează antibioticele, cum tratăm bacteriile cu antibiotice și cum anumite bacterii vor muri, dar există și bacterii rezistente care vor supraviețui. Și vrem să le arătăm un pic partea asta de microbiologie. Facem fermentația, cum se obține procesul de fermentație. Fermentația este un proces metabolic, transformă drojdia în acid. Am amestecat drojdie cu zahăr, diferite cantități și baloanele noastre încet, încet or să se umfle de la acid. Sunt interesați copiii? Foarte interesați. 800 de voluntari, 75 de profesori coordonatori și 26 de mentori români din diaspora academică și din țară au pregătit 350 de experimente interactive pe științe precum inteligența artificială, medicină, biologie, chimie, fizică, matematică, sustenabilitate, geografie, neuroștiințe, imunologie și astronomie. Aici am venit cu Romanian Science Festival. Festivalul de științe, primul festival de științe din țară și este în premieră când venim într-o zonă rurală și acum suntem în Rucăr și avem în sala de sport foarte multe experimente din diferite materii pe științe, astronomie, geografie, sustenabilitate, matematică, dar nu numai și învățăm practic prin joacă. Sunt interesați copiii? Vin? Sunt foarte interesați copiii. Avem foarte mulți părinți, foarte mulți copii, foarte entuziasmați. Sunt foarte entuziasmați să ia stickere și să arate tuturor că au participat la atelierele noastre. Și mi se pare că e un succes până acum. Caravana ajunge pe 14 septembrie între orele 9 și 12 în Câmpul Lung Mușcel la Colegiul Național Dinicu Golescu.